faci, fată? Da, ce să fac, fată? Am grijă de Panțirinio. I-am făcut săptămâna trecută niște analize și, din fericire, nu i-au ieșit așa bune. Auzi, fată? N-ai vrea să ieșim de seară la restaurant? Că i-a venit pensia lui Pațirinio al meu. Din păcate nu pot, am foarte multă treabă. Trebuie să fac curat în casă, trebuie să am grijă de doamna Bela. Hai, fată, tu chiar ții la baba aia? Dar normal! Sunt atât de fericită că mă ascultă, că și-a tratamentul, iar analizele ies din ce în ce mai bine. Iar acum îi pregătesc o ciorbă bună? Na, cum vrei, fata, atât îți zic. Ai grijă cu bătrânii ăștia, că sunt tare periculoși. Vai, mi-a moră, ce te-ai face tu fără mine? Auzi, eu o să mă duc puțin în oraș să iau ceva de mâncare. Și să știi că am găsit o geantă mișto. Nu cred că e o problemă dacă mi-o cumpăr, nu? Vai, știam eu. Auzi, să știi că diseară vor veni prietenele mele pe la mine. Ciao! Răbdare cu el. Când am venit din oraș, era căzut pe lângă pat. Parcă e un copil. Eu zic că ar trebui să ai mai multă răbdare cu el. Așa-i. Uite, noi de 10 ani de când am plecat de acasă de lângă familie, ne-am obișnuit. Dar nici pentru noi nu e ușor. Uite, baba mea îmi aruncă mâncarea pe jos, vomită, urlă, îmi scoate hainele din dulap și le aruncă. Trebuie să fiu tot timpul cu ochii pe ea. Ce răbdare să mai am cu el? Vrea mereu plimbat. Mâncarea să fie gata la oră fixă. Să vă mai spun că am vrut să-i fierb ouă și l-am întrebat cum să fie, mai moi, mai tari? Și el îmi spune mângâiate. Dar am eu alt plan. El are un singur băiat care e plecat în state. Nu se mai întoarce ăsta aici în veci. Și am eu grijă de testamentul lui. Fata, dar e aici, nu te aude. Ce să mă audă, că nu știe română? Mai e și surd de ureche. Fetelor, e bogat. Când era tânăr, era afacerist. Da, hai că nouă ne-a cam trecut pauza de oră, așa că ne întoarcem la treabă. Mă duc că mă așteaptă doamna Bela. Bine, fata. Pa. Fată, de ce m-ai chemat? Fată, te-am chemat să-l schimbi tu, te rog. Știu, sunt proastă, i-am dat două felii de pizza picante și el nu are voie să mănânce picant. L-am mai schimbat, dar bombă ca asta n-a făcut niciodată, nu pot. Te rog, hai că te plătesc. Ți-am zis că l-o pensia. Hai, Panțirinio, sus piciorul. Cui seamănă în situațiune abastanța dramatică? Non e più un lavoro da dottore. Lo stiamo perdendo. Bisogna chiamare il notaio. Vai, signore Panțirinio! Nu vine să cred! Nu pot să cred ce veste sfâșietoare! Nu pot să cred că toată averea ta îmi rămâne mie! Toate cardurile tale cu sute de mii de euro și casa ta! Și am ținut așa mult la tine! Ai ținut pe dracul să te ia. Vorbește română! Tu averea mea?
Rămâne la mie, amore. Ați fost martor, domn notar? Ați zis că toată averea rămâne la mie, amore. Adică mie. Da, am analizat testamentul autentic lăsat de către testatarul Panțirinio Fabizio, în care reiese faptul că toate bunurile sale îi revin lui Mi Amore. Unde trebuie să semnez? Stați puțin, nu mă înțelegeți greșit. Însă, din testamentul original, reiese că Mi Amore este câinele răposatului Panțirinio Fabizio. Astfel, el este moștenitorul de drept. Mi-amor, trezește-te! Trezește-te, mi-amor, să-mi dai averea! Mi-amor, trezește-te să-mi dai carturile alea! Dă-mi